Peste 2000 de băcăuani s-au prezentat din prima zi la centrele de distribuire a cererilor pentru ajutor la încălzire. Cei care se încălzesc cu gaz, lemne sau energie electrică primesc ajutoare de încălzire de la guvern până la un venit lunar net de maxim 615 lei pe membru de familie, iar băcăuanii branșați la CET pot beneficia de ajutor pentru încălzire pentru un venit net de cel mult 1082 de lei pe membru de familie. Au fost foarte multe persoane care au venit, de exemplu la acest centru, pe data de 23 când am deschis, am dat 2000 de formulare. La celelalte centre au fost foarte puțini oameni, de aceea îi rugăm persoanele să meargă și la celelalte centre. Oamenii sunt însă nemulțumiți de numărul mare de documente ce trebuiesc atașate cererii pentru ajutor de încălzire a locuințelor. Unii chiar susțin că vor renunța la ajutor pentru că nu merită efortul întocmirii unui tank de documente doar pentru câteva sute de lei. Depuneți cerere, deci, pentru ajutor de încălzire? Încerc să scot documentațiile care, vedeți dumneavoastră că pe noi ăștia care facem documentația respectivă ne cere până și certificatul de căsătorie. O tâmpenie, o gândire proastă care o au cei de acolo, de la care fac documentațiile astea. Parcă nu ar fi noi cei care locuim acolo, cei săraci. Pentru ajutoare, da, dar... La CET sau centrală? La centrală. La centrală? Da. Și nu vă încadrați? Sau? Mă încadrez, dar sunt prea mari condițiile astea. Prea multe acte prea de făcut? Prea multe acte de făcut, dar nu... Nu văd chiar așa exigente la așa ceva. Pentru așa ceva nici n-am pomenit până acum. Ca să iei și certa pentru 30 de lei, 20 de lei, asta e ultima, vedeți, ultima 20 de lei. Care, și nu se merită ca să te chinui pentru 20 de lei să faci toate actele. Legea impune atașarea documentelor la cererea de încălzire pentru cei care doresc să primească ajutor pentru încălzire. Sunt foarte multe documente pentru că legislația este ne-a cerut acest lucru. Persoanele trebuie să dovedească ce bunuri dețin. Bunurile le vedem doar din certificatele de atestare fiscală de la taxe și impozite locale, din Curtea Poștei numărul 1. În Bacău, în baza unui protocol, solicitanții de ajutor la încălzire se vor prezenta cu un document mai puțin decât cei din alte orașe sau comune. Ceea ce ține de venituri, anul acesta avem încheiat un protocol cu cei de la Agenția Națională a Finanțelor Publice și nu mai cerem adeverință de venit de la dumnealor, doar vom face controlul, doar informatic, pe baza CNP-ului. Băcăuanii trebuie să știe că pot ridica cererile pentru ajutor de încălzire din 6 centre, 3 puncte CET din centru, zona de sud și respectiv zona de nord a municipiului, de la Poliția Primăriei Bacău, de la Primăria 1 și Primăria 2. Pentru ajutor la încălzire cu lemne sau curent electric, solicitanții pot ridica cererile de la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău.